După o primă repriză fără mari ocazii la poartă, gazdele s-au instalat în jumătatea adversă după pauză, iar golul a venit până la urmă în cel de-al patrulea minut de prelungire. Bucovina a beneficiat de o lovitură liberă de la mijlocul terenului, Cezar Ciurlă a recentrat mingea într-un careu supraaglomerat, iar Julei a înscris cu un șut fără preluare de la 10 metri. În runda viitoare, Bucovina Rădăuți va juca sâmbătă pe terenul formației Aerostar Bacău.